Bună seara din nou, dragi prieteni. Suntem într-o frumoasă zona Bucureștiului, unde începem o altă frumoasă, sper eu, emisiune pentru dumneavoastră. Așa cum ați auzit că se cheamă în minunata prezentare a colegului Bebe Cot Imanis. Așadar, emisiunea din această seară l-are ca prim invitat pe domnul profesor dr. Alexandru Rafila. Asta este, adică întotdeauna vine să zâmbesc când mulțumesc frumos, bună seara. Bună seara, bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mă face să zâmbesc când un doctor e și doctor, adică de fapt un medic, nu? E mai contemporan spus medic? Doctor sunt mulți, știți cum e, medici sunt mai puțini. Da. Domnul profesor este specializat și cercetează și predă în știința anumită microbiologie, care cred că conține majoritar povestea cu microorganismele, deci și virusii, absolut, nu? Absolut, absolut. Diagnosticul bolilor infecțioase, exact asta. Citeam astăzi, așa ca ultimă, adică prima parte bună a COVID-ului, mi s-a părut că am citit-o asta, anunțau niște cercetători, că o tulpină importantă a gripei a dispărut, nu știu, o, patru, nu știu cum, care nu mai e găsită pe planetă din cauza pazei contra COVID-ului. Asta ar fi extraordinar, într-un fel, doamne fel. Da, a fost anul trecut, anul ăsta, nu știu dacă se va mai întâmpla același lucru. Într-adevăr, anul trecut a fost un sezon absolut special din punct de vedere al infecției gripale. Practic, țările din Europa și din multe alte zone nu au mai avut cazuri de gripă. Nu știu dacă la noi au fost două, trei cazuri de gripă în tot sezonul trecut. Sigur, pe de-o parte, măsurile pe care le-am luat împotriva unui coronavirus și a fost o circulație generală, începând din vară, pentru că virusul gripal circulă vara în emisfera sudică și iarna în emisfera nordică. Păsările călătoare, adică cum? Nu, oamenii sunt păsările călătoare. Vă dați seama că și transporturile s-au diminuat foarte mult, transporturile intercontinentale, și lucrul ăsta a generat scăderea importantă a cazurilor de gripă, dar se pare că sezonul acesta nu o să scăpăm la fel de ușor ca sezonul trecut și din cauza asta, cel puțin eu și familia mea, ne pregătim să ne vaccinăm și împotriva gripei. Adică sper că o parte importantă și din marea familie a românilor să facă lucrul ăsta. Care este raportul? Că multă lume spune și pe bună dreptate, informația este praf și bine gândită, în ghilimele, contra și pro și așa mai departe. Dar lămuriți-ne o secundă aspectul acestor. Câtă mortalitate dă o gripă de sezon, de iarnă în general? Mortalitate înregistrată, dacă vreți, în ultimii ani, cea mai mare cifră a fost undeva între 200 și 300 de persoane în timpul unei sezon gripal. Vorbim de țara noastră? Da, de țara noastră vorbim. Dar se presupune, pentru că nu se face diagnostic de gripă tuturor pacienților care decedează cu o răceală, să spunem, în timpul sezonului rece și au și alte boli, probabil că cifra e mult mai importantă și e posibil să fie probabil de câteva ori mai mare decât cifra diagnosticelor confirmate. Puteți piti masca aia la noi aici? Da? Dacă se vede? E prea... Okay. O să creadă lumea că e o batistă sau ceva. Da, nu. Pentru că auzeam o discuție și pormoleg de japonez care spune, dar nu vă e greu să umblați cu masca? Zice, dar de ce să ne fie greu? Că noi umblăm cu masca de vreo 20 de ani. Da, să știți că, într-adevăr, am fost și în Vietnam acum vreo 10-12 ani și absolut toată lumea purta mască. Era un fum nemaipomenit la Hanoi și toată lumea purta mască. Deci poartă acum masca așa, ca o hobby. Un obicei al omului contemporan. A început cu cum se cheamă la de la metrou, de la ei. A fost o infecție, au spart unii niște fiole mele. Da, cu gasarin. Așa ceva și de acolo s-au obișnuit să umble cu chestia asta. Dar zice, oricum, la noi în Japonia, cu toate măsurile,
industria merge și atunci ne păzim cu mască de... Bine, e altă filozofie acolo în societate și există și responsabilitatea și pentru comunitate, nu numai pentru propria persoană. Din punctul ăsta de vedere, cred că avem mult de progresat. Raportul este între propria persoană și propria persoană sau de civilizație și propria persoană și celelalte persoane? Și celelalte persoane. Cred că acolo cred că e diferența majoră, pentru că ei știu că dacă te protejezi tu, îți protejezi implicit și comunitatea în care trăiești, o formă de respect. Și cred că asta e un lucru la care cred că ar trebui să mai lucrăm. Eu oricum am această filozofie că relansarea României din multe puncte de vedere ar trebui să se întoarcă la reconstrucția comunității. Nu neapărat a comunităților foarte mari, a comunităților mai mici. Și cred că de acolo am putea noi să plecăm să reconstruim multe lucruri în societate. Mai exact? Păi să reconstruim comunitatea rurală, să învățăm oamenii să se ajute unii pe alții, să fie solidari, să le găsim o soluție pentru o supraviețuire din punct de vedere economic, pentru că de multe ori comunitățile mici, comunitățile rurale nu mai au resurse și lumea din cauza asta pleacă. Știți, noi discutăm de tot felul de lucruri, inclusiv de declinul demografic, dar nu ne gândim care este cauza acestui declin și că reconstrucția și din punct de vedere demografic, economic, social, trebuie să plece de la comunitate. Eu cred că ăsta a fost, dacă vreți, unul dintre lucrurile foarte grave pe care le-a distrus comunismul. Ideea de apartenență la comunitate a fost distrusă. Oamenii au plecat de la țară în niște blocuri foarte mari, impersonale, cartiere mari, și acolo sistemul de valori care exista în sat s-a pierdut. Și lucrul ăsta cred că are consecințe foarte serioase, pentru că nu ne regăsim ca și identitate. Identitatea, în primul rând, ți-o regăsești în comunitatea în care trăiești, în care muncești, și ulterior lucrul ăsta, dacă îl replici la nivel național, într-adevăr poți să discuți despre un popor care are valori, care are tradiții, le cunoaște, e interesat de lucruri care țin de propria identitate. Și ăsta e un proces care probabil că ar trebui să dureze mai mulți ani și, bineînțeles, necesită un proiect de țară, cu adevărat un proiect de țară. Asta cu proiectul de țară, da, mi-aduce aminte de cineva din zilele noastre care are și proiect de țară și de educație, dar chiar domeniile astea suferă foarte tare. Da, este adevărat. Mai trebuia să vină și cu un proiect de sănătate și lucrurile. El nu se va mai întoarce, zic eu, cetățeanul în satul lui, prin ceea ce înțelege în satul lui, decât în anumite... Investește într-o căsuță, într-o chestie, este cu gândul că se întoarce. Păi nu se mai poate întoarce, pentru că din punct de vedere al modului de... sau resurselor care permit un trai decent, nu are ce să facă acolo. Ori nu există o mică industrie, o chestiune artizanală... Păi, dar la oraș vi se pare că e ceva decent? Uite, Timișoara e toată... Păi de asta vă spun, că nu e decent și probabil că în jur oraș... Mai nasol la oraș să stai în frig, captiv, prizonier, la oraș n-ai. Acolo mai iei o surcea, o mai bagi în foc, nu știu, mai tai o găină, mănânci. Vedeți, dumneavoastră, de fapt, spuneți un lucru foarte adevărat, că până la urmă calitatea vieții, probabil în mediul rural, va determina... probabil pe mulți să se întoarcă în altă parte, dar mai ales dacă într-adevăr vedeți că avem niște proiecte foarte ambițioase, să punem apă, canal, gaze și așa mai departe, să dea Dumnezeu să se îndeplinească. Să vorbim după 90 sau și până după 90? Păi nu știu, acum ați văzut că este un proiect de... Domn profesor, acum... Noi suntem cetățeni și dacă a fost PSD și dacă a fost PNL și așa mai departe. Până la urmă, canalizarea, autostrada, sistemul sanitar, sistemul de învățământ, cercetarea. Noastră sunteți mulțumiți de cercetarea românească? Nu, pentru că cercetarea românească nu produce bani, să știți, adică... Da, cercetarea... poate produce niște lucruri, bani, la urma urmei, dacă vii cu o invenție. Păi nu, dar toate motoarele... Nu se îmbogățește acum Pfizer-ul sau ăștia? Știți unde este cea mai tulburătoare dezvoltare a cercetării? În Israel, în momentul de față.
De ce? Pentru că au stimulat foarte mult cercetarea autoritățile izraeliene și în momentul de față toate marile companii din lume, pentru că au obținut rezultate, au obținut produse în zona... Noi, de exemplu, suntem destul de buni pe partea asta de IT, sigur nu mă pricep foarte bine, dar ei au dezvoltat foarte multe soluții informatice și atunci toate marile companii au dezvoltat hub-uri de cercetare și de dezvoltare și de aplicare, că dacă cercetarea nu este aplicată... Și unde s-au potignit acum? Păi nu s-au potignit, merg foarte bine în Israel. Okay. Asta vă spuneau, au avut, cred că anul trecut ceva de genul... Am înțeles că ați spus că e o problemă în Israel. Nu, nu e nicio problemă. Au făcut vreo 90 de miliarde de dolari anul trecut din cercetare, ceea ce mi se pare enorm. E o sumă, ce să zicem, pentru o țară mică până la urmă... Suedia face la fel, adică sunt țări care, nu știu, poate Elveția, acum pare că toată cercetarea se duce în industria farmaceutică și se fac bani enormi, nu? Se fac bani, dar nu se duce numai în industria farmaceutică. Nu, pare că în momentul ăsta... Pare pentru că este mai vizibilă, fiind o problemă, știți, o chestiune, totdeauna când ai o problemă de un anumit fel, atunci anumite industrii, persoane și așa mai departe... Dumneavoastră sunteți în contact și cu ONU și cu Organizația Mondială a Sănătății. Da, există ceva care să îmblânzească, pentru că vorbeam cu niște oameni, și eu nu că nu m-aș vaccina, m-aș vaccina, dar când sunt mic mi-e frică de înțepătură sau nu știu. Există semne că o să fie ceva pe pilulă, pe înghițit cu apă? Da, sunt medicamente, dar medicamentele îți rezolvă problema pe moment. Diferența între un medicament pe care îl iei pe cale orală și un vaccin este că un medicament tratează o stare de moment, cu un vaccin previi o boală. Nu, să țină 6 luni cu COVID-ul ăsta. Așa am citit pe aici. Există doar anticorpii monoclonali care se administrează perfuzabil, deci injectabil, nu se administrează pe cale orală și acolo sunt niște speranțe, dar ei sunt dedicați în principal pacienților cu anumite patologii și care nu produc anticorpi. Adică dacă îi vaccinezi, ei nu produc anticorpi și atunci trebuie să vii cu ceva. A fost dată la o emisiune invitat la mine domnul Cajal și curgea mie nas și a zis, bă, zice, vină mâine la mine la institut să-ți fac un vaccin și nu o să mai răcești în viața ta. Da, dar zice, iau de la tine nu știu ce și îți fac vaccinul tău. Da, autovaccin. Da, da, da. Se întâmplă lucrul ăsta. Se mai face, cred că, la Institutul Cantacuzino Artizanal. Era un adevăr acolo? Da, era un adevăr categoric, că da, Institutul de Virusologie Nicolau, că așa se numește institutul unde a fost domnul academician Cajal director mult timp, producea un vaccin împotriva gripei cu administrare nazală. Un vaccin interesant și avangardist pe vremea aceea. În momentul de față au dezvoltat americanii un vaccin similar. Vedeți, astea sunt lucruri pe care noi le-am pierdut. Apropo de cercetare, dacă nu ești aplicată, dezvoltată... Da, aminte de celebru Polidin. Da, bine, Polidin... Era un Polidin, pac, trecea iarna cu Polidinul. Da, este adevărat, dar e un produs care în momentul de față, sub forma injectabilă, nu s-ar mai putea produce pentru că tehnologia care era aplicată pentru producerea polidinului nu respectă ceea ce numim GMP. GMP nu înseamnă Good Manufacturing Practice. Sunt niște proceduri de control al calității pe flux, pe tot fluxul de producție, perfect controlat. Și pentru anumite produse, cum ar fi polidinul, lucrul ăsta nu poate fi respectat perfect și atunci, prin intrarea noastră în Uniunea Europeană, nu mai putem să producem așa ceva. Noi nu mai putem produce medicamente în România care să respecte acest GMP? Nu, producem. Păi tot ce se produce în momentul de față în România. E o re-tehnologizare masivă unde... Absolut. Deci tot ce se produce adică în România... Adică vine ala de la Bruxelles și ia să vă văd fabrica dacă corespunde? Da, exact. De la Agenția Europeană a Medicamentului. Pentru că și exportăm? Da, și au drept medicamentele care le producem noi, au drept de liberă circulație în Uniunea Europeană sau dacă le ducem în Statele Unite. Și vă dau un exemplu extraordinar. Din punctul meu de vedere, este fabrica antibiotice Iași, unde statul român este proprietar majoritar. Ei au 3 sau 4 fluxuri de producție care sunt autorizate de FDA, care e autoritatea americană și exportă în Statele Unite. Deci, asta vă spun. Noi de la Iași exportăm și în America? Da. E cel mai mare exportator de nistatină, o substanță antifungică care... De? Nistatină se numește. Nistatină este o substanță antifungică care e utilizată, mă rog, e în dermatologie. E de sinteză? Da. Nu crește în pădure sau chestia? Nu crește în pădure, nu. Păi nu, dar
Bunica mea, care era, să zic și ea, profesor, doctor, ca și dumneavoastră, zicea, ce te doare, mă, burtă. Se ducea prin pădure, venea cu niște... Da, și era... trecea domnul doctor. Păi normal, ce ai de mentă. Ce ai de mentă, da. Erau cam toate care sunt astăzi în plafare. Și de chizmă crea, și de coada șoricelui, și de mândria țigăncii, și de nu știu da, ce. Da, vedeți că sunt acum, apropo de reîntoarcerea la comunitatea rurală, sunt acum, sunt foarte puțini care mai cunosc aceste plante, cred, în sate. Sunt puțini. Până afară de bătrâni, probabil că sunt prea puțini care mai cunosc. Cu Clujul, care e povestea cu favipapirul ăsta de nu primește aprobare? Da, e un medicament antiviral, unul dintre puținele pe folosește care... Folosește la COVID? Se pare că folosește, adică sunt studii cu... Mă rog, care încurajează folosirea, dar principiul care este și la favipiravir și la... cunoscutul Arbidol, probabil că ați auzit și de asta destul de mult, mă rog. E un medicament rusesc destul de vechi, Arbidolul, deci un antiviral. Efectul lor este bun dacă îl administrezi în primele zile ale bolii. Dar de ce gălăgea asta cu aprobarea? Că nu primește aprobare. De la noi sau de la Bruxelles? Nu, el primește aprobare, dar e un lucru cu care nici eu nu sunt de acord. El se distribuie în momentul de față exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale spitalelor, acest medicament. Deci nu este în farmaciile cu circuit deschis în care dumneavoastră sau eu am putea să mergem să-l cumpărăm. Pentru, ce suferință? Pentru infecția cu nou coronavirus, pentru COVID. Aha. Problema este că el se eliberează pe bază de prescripție. Dar reglementarea din momentul de față a Ministerului Sănătății spune că se poate elibera doar în farmacia spitalului la recomandarea unui medic specialist de boli infecțioase. Pentru folosință în spital? Nu, pentru folosire acasă. Deci merge acolo, te consultă, ți-l dă și te duce acasă. Da. Problema este că sunt mulți care n-ajung la spital, spitale sunt aglomerate și trebuie să găsim o soluție. Eu am și militat, am discutat și cu colegi de-ai mei care lucrează în zona de boli infecțioase. Eu sunt o parte de diagnostic de laboratorii, sunt clinicien și cred că este o soluție care... Asta e soluția, să poată fi prescris de medicii de familie, de exemplu, și cumpărat pe bază de prescripție în farmaciile cu circuit deschis. Da, ați spus ceva și mă gândesc la chestia asta. Medicul de familie are capacitatea să depisteze faza bolii? Domnul Călinescu, problema asta este... de la început, la jumătate? La început este bine să-l dai. Problema este următoarea. Noi trebuie să ne și educăm pacienții să se prezinte la medic la primele simptome. Dar care sunt primele simptome la unul ne... Nu, ai o răceală, orice răceală. Cum se cheamă la pacientul care nu știe, care trece prin boală, asimptomatic. Păi la dacă e asimptomatic, n-are niciun simptom. Asta înseamnă. Asimptomatic înseamnă fără simptom. Și la o dezvoltare, să zicem, medie, nu spre gravă și fatală, care ar fi? A treia zi, a patra, a doua? Păi cu cât mai repede, cu atât mai bine. Ce se întâmplă? Eu am avut povestea asta acum un an. Acum, durere de gât, un sindrom respirator, pierderea mirosului sau a gustului. Am avut. Asta ați avut? Gust, miros și somnolență, așa. Da, oricum, în general, formele astea cu pierderea gustului și mirosului, așa din ce am observat și eu, cel puțin la noi, și în general, s-au fost forme cu evoluție mai bună. Asta? Astea cu pierderea gustului și mirosului au durat poate ceva mai mult, a durat această problemă, dar evoluția n-a fost de multe ori... Vreo două săptămâni am dormit, ca... Păi și eu cam tot așa. Atunci ați avut-o și noastră? Da, am avut-o în decembrie, da. Când nu prea se știa de așa... În decembrie, adică... În decembrie, nu? Și tot așa, pe nu, n-am pe avut probleme în casă, cu gust. Nu? Da, da, da. Da. Da, dumneavoastră cercetați povestea asta în laborator. Adică, vezi, savanți, vorbim de IQ, vorbim de genii, vorbim de genii. Dracu, o chestie care nu se vede nici la microscop se poate adapta atât de repede și pac, pleacă în stânga, în dreapta. Virusul e și foarte greu să spunem că e un microorganism, pentru că el nu are o viață proprie, ca să spun așa. El trăiește doar dacă îți infectează o celulă, pătrunde în celulă, adică și preia mecanismele. Deci găsește un receptor, se atașează de receptorul respectiv și se multiplică în celula ta folosind mecanismele tale. Adică dacă el nu are mecanismul, el are doar matrița. Ca să înțeleagă omul, da. Mai așa cu... 6 clase ca mine. Deci intră în mine un virus din ăsta, Doamne ferește, oaie,
blând, așa, liniștită, la locul deci ei. Deci cineva vă transmite virusul? Și intrând în mine, eu sunt leu. Da. Virusul zice, stai mă, că ăsta e... Da, și vă folosește propriile celule ca să se multiplice. Mi se pare absolut incredibil. Adică să vină un virus neutru și el se dezvoltă vis-a-vis de sistemul meu de celule sau ce da, ziceți? Da, exact. Găsești un receptor. Celule sănătoase sau celule bune? Nu, celule sănătoase. Celule sănătoase găsește... Știți cum este exact? Adică cumva să înțeleg invers proporțional. Dacă unul e sănătos, beton... El poate să facă o formă gravă? Absolut. Se întâmplă. E tralala total virusul. Nu e tralala deloc, pentru că virusul intră în celulă, se multiplică, după care părăsește celula pe care poate să o distrugă sau nu, depinde, și intră în alte celule. Dar de ce se zice că ați spus de un organism sănătos că poate să fie un virus foarte puternic? Dar nu de ce e puternic de multe ori. Răspunsul nostru imun fatal sau nu știu, cu sechele. Nostru de, deci la infecția cu noul coronavirus, de multe ori, răspunsul nostru imun este oarecum disproporționat și ne cauzează leziunile. Deci CDT apare un sindrom inflamator datorită reactivității organismului față de virus. Deci, practic, faptul că se anunță așa din când în când și tineri și ce cu comorbidități, dar faptul că decedează inexplicabil și oameni sănătoși, asta înseamnă că virusul ăsta este o problemă ca bine, și ADN-ul, e o chestiune personală, se personalizează. Da, se personalizează, pentru că noi știți că și spune că există nu boli, ci există bolnavi. Și atunci cum poate un trus farmaceutic să bănuiască un medicament pentru milioane de oameni? Păi mecanismul de multiplicare a virusului e același. Mecanismul. Mecanismul este același. Și oprește mecanismul de multiplicare al virusului. Adică toți pe lumea asta fac automobile, dar unii le fac mai bune, mai comode, mai... Ca să puteți să înțelegeți, dai un medicament care taie benzina. Cam asta este, dacă vreți să mergem într-o comparație cu industria auto. Lămuriți-mă, nu vreau să discutăm despre anti și pro și așa mai departe, dar cred că o categorie de telespectatori ar vrea să știe ce facem cu cei vaccinați care poate să fie purtători. Ei tot trebuie să se păzească, nu? Da. Eu sunt vaccinat, mă duc pe stradă, tușesc, nu mă interesează și îmbolnăvesc vreo 200 până seara. Tocmai de asta este recomandată într-o perioadă cu transmitere intensă, cum este cea de acum, mască la toată lumea, pentru că n-ai de unde să știi cine... este infectat și cine nu este adică, infectat. Adică, practic, dacă ai toată schema de vaccinare completă, asta nu te scutește să nu te păzești. Absolut. Nu te scutește să nu te păzești. Și pe ăla nevaccinat, la fel, tot trebuie să te păzești. Riscurile măcar sunt asta, mai mici. Riscurile sunt mult mai mici, mai ales să ajungi la spital sau să ajungi într-o fază complicată care poate să ducă la aveți vreo reținere să vă exprimați pro sau contra? Adică vaccinare, tratament... Nu, eu sunt pro-vaccinare, okay. În mod evident. Am înțeles că astăzi în Senat cumva au lăsat-o pe dumneavoastră, pe deputați, hotărârea certificatul verde la locul de muncă. O hotărâre cu certificatul verde. A fost un proiect de lege propus de UDMR și de Partidul Național Liberal în primul rând, care introducea niște prevederi care, și din punctul meu de vedere, care eu sunt cunoscut de mulți ani ca fiind un susținător al vaccinării, erau oarecum discriminatorii și nu erau potrivite pentru momentul de față. Vă dau un exemplu. Te duci cu un certificat verde la locul de muncă. Nu e niciun fel de problemă. Eu îmi dau seama, am fost în toată Europa, se folosește. El are trei elemente. Vaccinare, trecere prin boală în ultimele 6 luni sau testare. Acolo, de exemplu, scria că medicii care nu s-au vaccinat sau personalul medical care nu s-a vaccinat trebuie să-și plătească testele ca să poată să meargă la serviciu. Eu nu cred că într-o perioadă de criză majoră în care ai nevoie de personal medical poți să îl suspenzi din activitate pentru că... Vorbim de sistemul sanitar. Da, vorbim de... Era una dintre prevederile. Dar în Italia, în Germania, în Franța începe să se umble la tot angajatorii. Se umblă la toți angajatorii. Nu vor să se vaccineze, le desfaceți contractul de muncă. Da. Asta ca Partid Social-Democrat cum nu, numai o secundă. Ei se pot duce la locul de muncă și dacă se testează, și în Franța, și în Italia, și în Germania. Deci nu e problema legată de vaccinare, ci de faptul că dacă ai una dintre cele trei, vaccinare, trecere prin boală sau testare,
riscurile ca tu să transmiți boala sunt minime. Asta este, de fapt, filozofia acestui certificat verde și cred că se discută puțin prea mult, lumea nu înțelege ce este, crede că e un soi de ștampilă. Da, așa. Da. Un soi de ștampilă, nu e o ștampilă, e pur adică și simplu... Adică unii au făcut chiar analogia cu steaua evrească. Da, nu este vorba de așa ceva, dar în utilizarea lui într-o situație sau pentru o perioadă limitată, și lucrul ăsta trebuie explicat, pentru că avem 500 și ceva de morți pe zi, și este în mod evident se încearcă controlul acestei explozii, care este, cred că, fără precedent. Eu nu știu dacă a mai existat ceva în istoria României, cel puțin pe care o cunosc eu, care să fi produs 500 de decese în fiecare zi. Mi se pare absolut fără precedent. E într-adevăr ceva de adică toate discuțiile și politice și doctrinale și astea pălesc în momentul în care și totuși se vede că a fost o deschidere a PSD-ului, o închidere a PNL-ului, că nu știu ce, domnul de la Cotroceni pare că e președintele altui stat. Dom'le, chiar trebuia făcut o chestiune, hai să lăsăm puțin politica deoparte. Absolut. Hai să lăsăm politica deoparte și să facem o acțiune rapidă, să vedem cum rezolvăm treaba asta, pentru că nu e atât de complicată, nu e lege, nu e aprobată în Parlament, nu e publicată în Monitorul Oficial, nu e cu tare, biserica zi, unii din aia, unii la televiziune, unii ziariști, unii medici, unii cu tare, adică e o harababură absolut îngrozitoare. Dumneavoastră știți cum... De aici vin cei 500 de morți pe zi. Da, și mi-aduc aminte, sigur, analogia, așa, când a căzut Constantinopolul. Am crezut că ziceți Constantinescu. Nu, Constantinopolul, da. Cam genul ăsta de discuții erau și acolo și turcii veneau și se apropiau. La 1453? Exact. Deci cam pe acolo ne situăm? Nu știu dacă din punct de vedere al gravității, dar cu siguranță din punct de vedere al conceptului și al modului în care discutăm foarte mult și facem destul de puțin, cred că da. Acum trebuie să plonjăm. Ați fost în PSD, ați plecat din PSD. Da, am plecat în 2013, da. Am fost câțiva ani în PSD. Și v-ați întors. Sunteți, deci, cumva social. Da, societate, da, social. Da, nu. Mi se pare, oricum mie mi se pare, cu toate că medicina profesie liberală, având în vedere situația din România... Până la un punct. Păi da, ea este liberală în adică sensul că poți să-ți exerciți să liber profesia. Să nu înțeleagă spectatorii, pacienți, în ghilimele, sau chiar pe bune, că doctorul e la fel de liberal ca un avocat. Da. Bine, nu poți să-ți exerciți liber profesiunea. Despre asta discutăm. Adică poți să fii un avocat, poate să aibă cabinetul lui, un medic poate să aibă cabinetul. Da, dar are și un jurământ medicul. Bun, e simbolic jurământul lui Hipocrat. Bune? Absolut. Nu e de respectat? Ba, este de respectat, dar tocmai asta, cu asta îl face mai greu. Eu cred că un jurământ simbolic pe care respecti e mai important decât un alt tip de jurământ pe care respecti că așa este legea. Adică, pentru mine, e mai important să respect un jurământ simbolic, pentru că atunci arăt că, într-adevăr, am o conștiință și nu respect de frică sau datorită unor sancțiuni administrative, ci pentru că eu cred în ceea ce jur. Domnul profesor, între 2016 și 2020, unde erați? Erați în Paris? Nu. Nu. Eram la Institutul Matei Balș. Și la Universitatea de Medicină. Asta nu vi le ia nimeni, adică dacă asta, plecați noastră în Canada, da. Asta, să știți că sunt pentru, mă rog, eu n-am venit singur în partid în 2020, împreună cu câțiva colegi, fie de la Matei Balș, domnul profesor străinu, sau... Vi s-a propus vreodată să rămâneți în străinătate? Nu, dar nu cred că era o problemă. Să vă zic că nu știu ce coleg american sau german. Rămâi, mă, paci. Nu mi s-a făcut neapărat propunerea asta, dar oportunități au existat din punctul ăsta de vedere. N-am simțit nevoia, nici acum nu simt nevoia și, până la urmă, dacă facem așa, atunci ne plângem degeaba că țara nu merge bine într-un totuși, fel sau altul. Dumneavoastră, ca partid aveți socotelile unui partid, dar nu putem ignora, să zicem, odată cei 31 de ani de la Revoluție, dar și cei 4 ani. PSD-ul a câștigat în 2016
cu o mare temă, reformarea sistemului sanitar și construirea nu știu câte spitale regionale și cu tare, cu tare. Zero barat. E adevărat. Dar să știți că și Partidul Național Liberal... Nu, eu vorbesc păi nu, de dumneavoastră, că sunteți în... Știu, și atenție, vă rog mult, acum pe genunchi un sondaj. Sunteți persoana cea mai credibilă din PSD, ca să vă fie clar. Bun, e un lucru măgulitor pentru mine, probabil că se datorează contextului De asta vă rog să vă cântăriți bine următoarele cuvinte. Puteți promite dumneavoastră în 2024 că termin... Pentru că astea numai, din păcate, se moare pe capete vis-a-vis de ceea ce ar trebui să se întâmple într-un spital, din niște defecte care îți stă mintea în loc, par de la descoperirea electricității și a telefonului. Știu, aveți dreptate. Dar astea... Domn profesor, spuneți-i, domnului, nu știu, acolo, cine aveți o celulă medicală sau cu tare, bă, frate, chiar să vrem să venim la putere în 2024 și să nu facem până în 2028 nimic? Adică ce-ar face Florin Călinescu? Mă luați consilier și mă chemați. Bă, vi-l chem pe ăsta, că și pe dumneavoastră v-au convins să intrați din nou din viața civilă. Pe lângă ele, nu se mai poate face spital în spitalele astea. Sunt coapte. Știu, dar nu are niciun fel de rost. Sunt terminate. Și nu respectă... Spitalul Floreasca, eu nebunesc, cred că mor oamenii în salvări de multe ori, era la marginea orașului Spitalul Floreasca. Deci cel mai greu este când văd câteodată câte 10 salvări, acolo unde nu poți să parchezi o bicicletă. Trebuie toate duse în afara orașului. Da, dar în zone accesibile, adică atenție. Păi zone accesibile. Absolut. Tăticul dumneavoastră, unde și-a făcut meseria? La vreo 30 de kilometri de București. Și cum? Mergea cu autobuzul mulți ani. Curata mergea. Păi, deci, dacă facem un spital la ieșirea înspre aia, n-avem centură, că prietenul nostru, domnul Ponta, ne-a aburit cu chestia asta. Termin centura într-un an de zile a Bucureștiului. Acum cred că s-a pocăit, e musulman, să nu știu ce face, locuiește... A schimbat religia, că a dispărut din țară, adică bănuim că e undeva, la prietenul lui Erdogan sau ceva de genul, să fie sănătos în orice caz. E tată să-și crească copiii. Da, prima reformă este să le facem de la zero, să mai treacă 100 de ani, să prindă, cum se cheamă ea, din pereți, de mor oamenii în timp... Nu mor de la bacteriile din pereți. Nu? Nouă din pereți. Asta e o poveste cu pereți. Nozocomiale. Nozocomiale, dar nu din pereți, sunt. Alea de unde sunt acum? Păi sunt datorită faptului că aceste spitale n-au instalații sanitare cum trebuie, acolo e problema mare, n-au suficiente instalații. Deci nu instalații. Din sala de operație? Poate fi și în sala de operație, depinde cum e făcută sala de operație, dar în general, condițiile hoteliere din spital, circuitele din spital, instalațiile sanitare din spital, toate astea sunt de vină. Și ăsta ce, cum arată la microscop? Păi arată la fel, e o bacterie obișnuită sau sunt bacterii obișnuite, doar că sunt foarte rezistente la antibiotice. Noi avem o problemă în România. Dacă locuiește în spital, mă gândesc că e rezistent. Se întâlnește cu tot timpul cu antibiotice și noi avem și o plăcere să dăm foarte multe antibiotice pacienților noștri. Știți care sunt țările care dau cele mai multe antibiotice? România, Grecia, Italia și Cipru. Adevărul ăsta e... Deci, în Anglia des, până nu te învinețai în holul spitalului... Nu-ți dădea nimeni nimic. Nimic. Da, ci domne, un antibiotic copilului. Cum adică să-i dăm antibiotic? Așa, din prima? Păi să se lupte un pic organismul. Adică cum să-i dăm din prima? Dați-i repede la noi. Vă rog frumos, scrieți-mi repede un antibiotic. Dar să știți, domnul Călinescu, că nu cu cele 8 spitale se rezolvă problema sistemului de sănătate. Nu, dar cu primul pas. Trebuie, primul pas. Dar primul pas nu trebuie să fie centrat pe spitale, pentru că problema în România și este... Pe spital. Noi așa și percepem pe pacienții. Unde mă duci? E adevărat, dar de ce trebuie să ducem noi toți pacienții pe care putem să-i tratăm în ambulator, să-și facă analize, să facă investigații, să dau tratament? Asta e altceva. Păi nu e că... Nu, asta e altceva. Nu. Vă dau dreptate. În Germania sau alea pe acolo, zice, ce faci? Păi cu tare, când ai fost? Asigurare medicală zero, dacă nu te duci la sân, la prostată, la... Da, să te duci la controlul medical periodic. Genital, la plămâni. Păi ai un început de cancer la plămâni. Păi și când ai fost ultima dată? Acum 20 de ani. Să fii sănătos. Nu funcționează asigurarea. Păi eu dau stat 100.000 de euro să te salvezi și tu nu te duci de 2-3 ori pe an să-ți vezi dinții alea de astea uzuale.
Nu? E foarte, ați spus bine, comportamentul preventiv trebuie... Avem în vedere să impunem, să păi, Partidul Social-Democrat noi avem. Să fie o leacă mai dur ca altădată? El vorbea ăsta... numai în Dodi, așa, vă dăm, vă facem și... Nu, nu, să știți, vă rog să citiți programul de guvernare al Partidului Social-Democrat în sănătate și o să regăsiți toate lucrurile astea. Să știți că dacă îmi dau jos cămașa, acum am toate programele din 1990 biciuite pe spate, să știți. Toate. Deci ceva mai frumos ca domnul Iliescu 90-96 n-a fost. A pierdut cu tăr. Ceva mai frumos ca și Convenția Democratică n-a fost. Ceva mai uluitor decât când ați avut ca PSD, tot, președinte Iliescu, prim-ministru Năstase, guvern și majoritate în Parlament, nada, nimic nu s-a întâmplat în această țară. Din păcate, sănătatea nu este considerată prioritate. Da, da, v-ați întors într-un partid și cu această istorie. Da, este adevărat. Ăștia liberali, să știți că au făcut ceva până înainte de război, între război. Adică ei și ei trăiesc cu istoria pe de-o parte. Da, e adevărat. Partidul ăsta n-are nicio legătură cu liberalismul brătienilor. Păi, uitați-vă la ce ofertă politică în momentul de față. Într-un minut, care este marea ofertă a PSD-ului pentru 2024? Sănătatea, venitul, nivelul de trai, învățământul. Cu ce reformă puternică veniți? Cred că cea mai importantă reformă pe care ar putea să o facă Partidul Social Democrat e legată de ce v-am spus puțin mai devreme, de însănătoșirea societății, însănătoșirea relațiilor sociale. Sigur, asta include și sănătatea, dar cred că noi trăim într-o societate foarte bolnavă în momentul de față, foarte separată, și în care nu vrem nici măcar să ascultăm opinia altuia. Uitați-vă ce se întâmplă în momentul de față. Cred că trebuie să fim puțin mai solidari și mai responsabili. Lucrul ăsta duce la toate lucrurile pe care le dorim. Încet, încet duce și la dezvoltarea învățământului, și la dezvoltarea sănătății, și la dezvoltarea economiei și așa mai departe. Dar trebuie să înțelegem că nu trăim fiecare dintre noi singuri și o doctrină socială social-democrată cred că poate să aducă oamenii împreună, pentru că această dezvoltare exclusivă a individului în detrimentul comunității în care trăiește, nu cred că este producătoare de progres. Cred că însănătoșirea trebuie să înceapă cu... Eu nu vă percep ca un politician așa de tipul Năstase sau eu știu... Da, nici nu sunt. Nici nu am pregătirea similară. Vă văd ca pe un specialist și prin natura meseriei și acelui... Nu e un jurământ, e o credință. Crezi, te faci... Nu crezi, fă-te pilot de Formula 1. Asta e adevărul. Eu cred că, de fapt, hiba mare nu e în societate... Domnule profesor, hiba cea mare este în politica românească de 31 de ani. Pentru că toți câștigați puterea pe greșelile adversarului. PSD-ul acum nu spune nimic. Adică nu există vocația construcției, spuneți nimic. Și a construcției țării și a societății de care spuneți. Bă, hai să ne întâlnim din când în când la vilele alea. Bă, noi suntem liberali, noi suntem acum ăștia USR. Bă, frate, medicina, sănătatea. Sănătatea omului nu e socialistă sau liberală. Absolut. Nu e udemeristă sau țărănistă. Învățământul. Hai mă să le dăm de la o putere la alta. Hai să vedem. E o chestie între noi. Dar când facem propagandă, zice Messi cu Ronaldo, chipurile... Nu, când se întâlnă sunt prieteni, pentru că amândoi sunt ambasadorii fotbalului. Nu le-a păsat de 31 de ani de această poveste. Domnul Călinescu, dar atunci trebuie să facem totuși ceva, să scoatem pe meșterul Manole din manuale, că noi tot timpul avem un nou start. N-ar fi foarte rău, pentru că... Un nou start, adică tot timpul... N-ar fi foarte rău. Eu am două probleme, și cu meșterul Manole și cu Miorița. Da. Pentru că meșterul Manole, de fapt, e apologia muncii în zadar. Exact. Și al unui... criminal o leacă sadic. Ce să mai aburim, nu? Să-și ia la nevestica, adică și dement. Stai mă, ce ai cu mine? Ți-am adus merindă și tu mă... Tățișoara, îmi plânge alea. Fă, ce trebuie să fii la temelia acestei povești. E o chestiune care... Ok, ia așa ca poezie, autorul popular sau cum se cheamă, se mai poate studia pe aici pe acolo. Dar nu e o mare găselniță. Sau poate fi reformată. Cred că asta este povestea. Pentru că dacă dumneavoastră ca partid puteți câștiga în 2024, iar vă șubreziți dacă nu faceți nimic, puterea de azi sau sub care e acum
în suspendare, o să se refacă și... Continuăm ciclurile astea de... Păi ce bază Partidul Social Democrat de la nu știu cât a fost în 2020, citesc sondaje că a ajuns la 40%. Păi ce bază? Ce a făcut el în opoziția asta? E adevărat, am crescut foarte mult în momentul de față pe greșelile adversarilor. E adevărat, dar totuși, spre deosebire de alte momente, și lucrul ăsta s-a întâmplat inclusiv la diverse moțiuni simple sau chiar la moțiunea de cenzură, am venit și cu niște propuneri. Eu dacă aș fi politician acum, ceea ce e destul de greu pentru mine, știți ce aș face dacă aș fi Câțu sau ăsta? Iohannis oricum îi se fâlfâie că el pleacă după peste 3 ani undeva la o, nu știu unde, dar numai, gata, a ajuns pe vârful muntelui să fie sănătos. Miza lui nu înțeleg, să tot învrăjbească lumea pe acolo. Dar eu dacă aș fi acum factorul de decizie în Partidul Național Liberal, aș spune, hâț, ia să ne cărăm acasă, poftiți domnilor și preluați țara cu 2 ani mai devreme. Ca să râd și eu de voi, că nu o să puteți face mare lucru în condițiile astea. Păi tocmai... Domnul Călinescu, acum vă contraziceți un pic. Așa și pentru, trebuie. Păi nu, vă contraziceți. Când avem o situație de criză, punem umărul toți. Cam asta ar trebui să fie filozofia. Păi da, dar cele 10 măsuri propuse de PSD, știți cum e? Îți propun ceva că știu că nu o să le accepti. Dom'le, dar nu le-a cerut nimeni să le aprobe pe toate 10, dar măcar 2 sau 3. Păi și vedeți 6 miniștri PSD și 6... Păi nu știu dacă câți, că n-a cerut nimeni miniștri. Vedeți, și asta e o poveste. Dom'le, ai o poveste? Păi așa... Păi așa scrie burtieră la postul de televiziune. Dar n-a cerut nimeni. Aici e o chestiune de principiu după aia. Deci noi începem să împărțim ce n-avem. Ori chestiunea asta e prostească. Nu. A fost o adevărată plăcere. Pe burtiera mea spune că trebuie să iau niște publicitate. Vedeți că amândoi avem burtieră. Da. Vă mulțumesc frumos, domnul profesor. Și eu vă mulțumesc. Vă mai aștept. Așadar, dragi prieteni, ne găsiți și pe Instagram Florin Călinescu Show și toate emisiunile, și nu numai asta, toate emisiunile noastre, plus mult, mult sport, mult, mult de tot sportul mondial și românesc, și în curând veți vedea, va fi și mondial și european și tot felul de alte chestii, se găsesc pe toate canalele LUC și Telecom, dar mai ales pe Prima Play.ro. Țineți minte această platformă. Cei care nu vedeți emisiunea acum din diverse motive, să vă mai spun ceva. Pe Prima Play vedeți și cei care îmi scrieți din străinătate, din Canada până în Australia. Puteți să vedeți emisiunea și în timp real. Vă uitați acolo pe Prima Play și înregistrată, dar că e un buton și de chestia asta și puteți să vedeți emisiunea din străinătate pe povestea asta. Vă pot spune că există și HD. E puțin mai încolo în funcție de operatori, dar ca să ne liniștim puțin, în România încă 60% din televizoarele casnice sunt SD, deci nu sunt HD. Și de-aia până în primele 10 găsiți Prima TV pe sistemul ăla, pentru că HD-ul pe televizoare mai vechiuți un pic rezultă un ecran negru. Deci există Prima TV HD, numai că trebuie să răsfoiți puțin în funcție de fiecare operator, dar puteți să reașezați canalele pe tastatură și să îl puneți primul, dacă doriți noastră. Dar trebuie să aveți televizor HD, un lucru esențial. Bun! Următorul meu invitat, doamnelor și domnilor, este celebrul Avram Iancu! Bun, deci, cred că ați auzit, pentru că
Peste politicieni, dragi prieteni, se află întotdeauna, s-au aflat, de când e lumea, de la facerea ei și până astăzi, o categorie de concetățeni care fac să se vorbească de România, fac să se audă câteodată imnul în funcție de competiție și să fluture drapelul. Nu știu ce categorie să vă așez așa cum aveți dumneavoastră grijă de cărți. Domnul Iancu este la dumneavoastră care e numele de familie? Iancu este numele de familie și Avram este prenumele, bineînțeles. Că am întâlnit și nume Iancu și nume de familie Avram. Există. Familia Avram, familia Iancu sau numele mic Iancu Popescu, am eu pe cineva. Chiar și Conu Iancu, al nostru, Caragiale. Dar nu știu unde să vă așez. Sport, peste sport, o nebunie, o ambiție, o... pentru că domnul Iancu, acum e o leacă ieșit din actualitate, de vreo un an, doi, n-ați mai înnotat, nu? Ai, cum să nu? Am înnotat și anul ăsta, încă foarte, foarte mult. Unde? Oh, o sumedenie de lacuri, vreo 10 lacuri. Am înnotat 24 de ore chiar aici la București, în Dâmbovița. În scop, mi s-a părut mie că am văzut poliția locală, zicea, prindeți delfinul, da? Când asta? Da. Când asta? În vara acestui an am înotat 12 ore și în canalul Vega. Nu, nu m-am îmbolnăvit. Dâmbovița e curățic așa? Nu este deloc curată. Dâmbovița este cea mai murdară apă în care am înotat și am înotat fără costum de neopren, așa cum fac... întotdeauna și cu gândul acesta de a atrage atenția și asupra tot faptului că apele trebuie cursului? Să fie curată. Tot împotriva cursului? Am mers și împotriva cursului și în jos, pentru că am notat exact în fața Bibliotecii Naționale și am făcut acolo traseul acela de 350 de metri până la primul pod. Am cer scuze atunci, dar nu se compară cu alelalte, adică, nu? Bineînțeles, ăsta a fost un not caritabil. Am notat pentru copii cu autism de la Asociația Conil, dar nu am urmărit performanța sportivă de această dată, deși, vă rog să mă credeți că n-a fost deloc ușor să noți 24 de ore continuu cu mii de oameni alături. Adică, cum am dubii vis-a-vis de, nu știu, tir sau șah sau tras cu arcul sau eu știu ce temir ce, dar e bine că se adaugă discipline la, poate și președintele nostru într-o zi să fie campion olimpic la golf, mă gândesc, sau la schi. Tot face propagandă sau l-a dat cu săniuța sau l-a construit oameni de zăpadă sau la bulgărași, ceva trebuie să facă după ce nu o să mai fie președintele țărișoare noastre. Chestiunea asta și maratonul mi se pare ieșit din comun, adică să noți așa, cât, cel mai mult cât a fost, 20 și... Cel mai lung not al meu a fost de 36 de ore și 29 de minute. Anul trecut am notat... Adică o zi jumate? O zi jumate, da. Fără numai în apă, efectiv? Bineînțeles, deci este record... Unde a fost asta? În Dunăre, la porțile de fier 1 și așa cum am spus, 36 de ore și 29 de minute, 103,8 km de la Pojejena. Și până aproape de porțile de fier... Acolo v-ați oprit ca asturioni în baraj. N-ați putut trece n-am de baraj. Până acolo, că este o zonă de protecție. Dar Pojejena asta sună sârbește, nu? Nu știu sigur sau ești, acest... Că și pe malul nostru sunt niște localități cu sârbește. Tot în slip doar? Bineînțeles, nu mai în ce lună era? În august, deci nu poți să noți o zi jumate. Era dacă condițiile nu sunt apa, nu? Optime. Sigur. Și vapoarele ce făceau? Stăteau pe dreapta? Se dădeau la o parte. Pe unde? Pe ce? Pe lângă mal totuși, nu? Nu, mai spre malul românesc. Spre firul apei? Și tot împotriva cursului?
Nu. În jos am mers. Am înțeles că ați mai fost pe Dunăre împotriva cursului. Da, așa este. Anul acesta am realizat o performanță unică, deci nimeni n-a mai notat că sunt foarte mulți notători în lume. Mulți au notat în jos, au notat lacuri, au notat strâmtori, dar nimeni nu s-a gândit să încerce să noate și invers. Ori în 8-9 septembrie anul acesta am înotat de la porțile de fier 2 în sus spre drobeta Turnu Severin. Acum o lună și un pic? Da. 26 de kilometri am reușit să not împotriva curentului, deci iată că este posibil și așa ceva în 18 ore și 30 de minute, până când am fost răpus de temperatura. Dar ce poți să faci 18 ore, 36, adică 36 de ore, în primul rând, cum înnotați? Crawl sau crawl, pe spate? Da, crawl. Păi mai puteți scoate mâinile din apă după o oră? Mamă, cum râd, adică sigur. Ce faci, bă, băiatră, cum mănânci tu 60 de mici? Dau exact. Și eu. Nici o secundă pe spate sau... Da, deci unitatea de măsură pentru mine este ora. Aveți o barcă lângă care vă spune chestia? Sigur, întotdeauna există o echipă de suport, există o barcă oficială care îți aruncă, echipa de suport îți aruncă mâncare tot timpul. E, asta cum e? Este singura... La ciclism am văzut că au niște geluri ceva. Când înnoți, ce poți să halești? Poți să halești hrană lichidă, mâncare normală, dată adică prin să și mesteci în timp ce înnoți? Mai mult bei, asta încercam să vă spun. Nu, mâncare normală, adică lichidă, am înțeles. Mâncare normală nu rupeți din... Nu. Se dă mâncarea prin blender și se face o pastă, ca la bebeluș. Vreme, ia-mă o șaorma ci, ia cu de toate. Da, nu. Deci... Ceva, mă gândeam cum o rezista. Zic, bă, poate omul ține post și când vrea să țină post 30 de ore, negru, cum s-ar zice, hai că bea niște apă și în rest înnoată. No. Dar nu-ți pierzi controlul, uzul, corpul, instinctul de conservație, zice, bă, Avrame, lasă-l în pace, ai la mal. Bineînțeles că sunt tot felul de trăieri și de... Pentru că eu cred provocări. Așa, că trebuie să-ți golești mintea. Dacă te gândești la TVA, la impozite, trebuie să vină Gabriel García Márquez, ediție nouă, să o pui în raft. Nu te poți gândi la prea multe când înnoți, nu? Sau... Ba da, tocmai, că nu există om să poată să-și alunge cu totul gândurile. Dimpotrivă, îți vin tot felul de gânduri în minte și aici este abilitatea fiecăruia cum își canalizează aceste gânduri, adică la ce te gândești. Spre exemplu, eu mă gândesc la toate lucrurile frumoase din lume, pentru că lucrurile astea îți dau energie, pentru că într-o astfel de încercare, oricât de pregătit ai fi, ajungi la epuizare atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere psihic. Și atunci trebuie să găsești, să te ancorezi în alt fel de energie. Iar energia asta, exact din lucrurile frumoase. Sunteți poți. Căsătorit? Bineînțeles, sunt căsătorit. Sau vă am zice trei soția, fetițe. Bă, prea stai pe capul meu, mai du-te și înnoată. Nu, dimpotrivă. Nu? Mă bucur că am susținerea familiei și a celor trei fetițe ale mele care sunt trei foarte... Trei fetițe? Bineînțeles. Deci ați mai ieșit și la mal, nu? Sau ați întâlnit-o pe post de sirenă, notând odată, a zis, Avrame... Povestea noastră de iubire a început cu mult timp înainte de am apuca eu de not. Asta vreau să remarc că am intrat în niște discuții. Nu vă dau mai mult de 40 de ani. Poftim? Nu vă dau mai mult de 40 de ani. Mulțumesc foarte mult, am 45 de ani împliniți și asta încercam să vă spun sănătos. Că am intrat așa niște unde chestiuni ați, unde tehnice. Unde ați cunoscut-o? La Petroșani, acolo unde m-am născut, unde am crescut, unde locuiesc și sper eu să mor acolo, acasă. Nu, sperați. Asta nu trebuie să o sperați, că undeva, cândva se va întâmpla, dar pe la 93 de ani, dacă... Nici COVID, Doamne ferește, n-aveți cum să faceți dacă tot înnotați. Exact. Glumesc, e o glumă tâmpită, dar asta e, mai fac și glume. În general fac glume tâmpite. Dar e show, nu? Da. La urmă. Da. E foarte important să spui chestia asta într-o perioadă în care oamenii, o parte, se gândesc...
că fericirea e în altă parte, sau că realizarea e în altă parte, sau că nu știu ce. Dar să vrei să trăiești în Petroșani și să îmbătrânești acolo, să zicem, ca bibliotecar, adică, domnule, să nu creadă lumea cumva că aveți vă 25.000 de lei pe lună, ca nesimțiți ăștia. A, din nici vorbă. Ară. Asta ține de Ministerul Culturii, biblioteca sau de municipiu? De Primăria Municipiului Petroșani. Și de când sunteți în domeniu? Din 2006. Și din 2006 sau e același primar sau s-a mai schimbat? S-a schimbat odată primarul și acum avem unul dintre cei mai longevivi primari ai Petroșani și care mă și susține. Adică asta am vrut să întreb. Vis-a-vis de schimbările politice, există o înțelegere față de fenomenul cărții acolo? Bineînțeles că există. Deci biblioteca unde de fapt a și început toată povestea mea. Cum adică a început acolo? Pe acolo a început a fost toată povestea mea și acum s-a spart o țeavă și acum veți și vedea, adică mă puteți cataloga, încerc să vă ajut puțin. Deci eu sunt un om simplu, un bibliotecar care lucrez într-o bibliotecă foarte frumoasă. Nu mi se pare că bibliotecarii sunt neapărat simpli, pentru că trebuie să știi să, în primul rând, grija vă zic, dar să recomanzi, că sunt mulți cititori care vin și să, bă, vreau și eu Heidegger sau eu știu ce, dar mai vin și de ăștia ca mine. Nu vă supărați. Ce-mi recomandați să citesc? Și atunci trebuie să... Da, trebuie să știe. Și aici este foarte bine că biblioteca are un caracter enciclopedic, adică câte un pic ce de informație... Școală ați făcut? Poftim? Ce școală ați făcut? Eu sunt licențiat în filologie și un pic de inginer metrolog la Universitatea din Petroșani. Era? Și la Spiru Haret. Dar când ați simțit chestia asta cu cartea, cu filologie? Adică ați vrut să fiți profesor, să predați? Nu, niciun caz. Pe la 30 de ani mi-am dorit foarte mult, aveam eu o perioadă în viață în care mi-am dorit foarte mult să studiez și mi-am zis eu că cel mai bun loc pentru a face asta ar fi o bibliotecă. Bineînțeles că discrepanța dintre vis și realitate este foarte mare. Ce vreau să spun cu asta e că toată lumea are impresia că în bibliotecă te duci, dai o carte, iei o carte și te faci tolbă de carte. Nu este așa. Eu mă duceam la bibliotecă să găsesc cagici. Ziceam pe Timișoara, pe asta zic, bă, asta fumează, asta bea, asta pierde nopțile, asta nu știu ce, asta trebuie să-i dau un cadou la... Și atunci mi-am venit ideea, zic, ia să mă duc eu, bă, unde sunt fete așa cu mințele care vor să... La bibliotecă. Și m-am dus la bibliotecă. Și bineînțeles că era biblioteca, să zic, într-o zi goală. Și era o fetiță care citea o carte așa. Și mă așezam și zicea... Ce? Mai încolo, că e biblioteca goală. Zic, nu, dar... Cu minte frumoasă și deșteaptă. Aș vrea să citești, dacă tu, zâna mea, proste ideile de vrăgeală, dacă tu citești această carte, da, citesc de asta, de Gazeta Matematică. A, zic, sunt mor după matematică, dacă vrei să extragem amândoi un radical, să ridicăm un pi la pătrat, o chestie de genul ăsta. Păi la urmă cădeau. Și tocilarele astea sunt făcute din... material uman. Și atunci v-ați gândit să rămâneți acolo, nu? Da, m-am gândit să rămân acolo, am rămas acolo și acum sunt tot acolo. Și acolo am dat peste o carte foarte interesantă. Știți, în lumea asta sunt foarte mulți eroi și există foarte mulți eroi în cărți, dar pentru mine cel mai important eroi este cel care mi-a schimbat viața și acesta este un soldat italian, Jean Salati se numește, care făcea parte din armata franceză și povestea lui se derulează la bătălia de la Waterloo. Acolo știți foarte bine că a luat bătaie Napoleon, asta e, și foarte mulți soldați din armata franceză au fost deportați în Anglia. Și aici începe povestea. Când au ajuns pe mal în Dover cu ambarcațiunile vremii, acest Jean Salati a făcut un lucru extraordinar. A rupt rândurile, s-a aruncat în apele rece ale canalului Mânecii și a început să noate de nebun spre Franța. Cale. Exact. Și nimeni nu l-a luat în seamă. A zis, bă, e un nebun, se întoarce la noi. Dar omul nu știau nostru... că sunt 14 kilometri atunci. Da. Peste 34 de kilometri sunt. Nu plus... sunt 14? Nu, 34 de kilometri în linie dreaptă, plus
câte mai duce curentul. 16 mile, da, 21 de mile aproximativ. Ah, okay, okay. Și omul nostru, da, 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 păi aici asta a fost inspirația mea. Acest soldat, ați băgat-o pe mânecă. Acest soldat, după 30 de ore, a reușit să ajungă în Franța și și-a câștigat libertatea. Și vreau să vă spun că atunci am fost foarte, foarte impresionat de această poveste, de acest erou. De ce? Pentru că omul, pentru libertate, și-a riscat chiar și viața. Și atunci am înțeles, măi, libertatea asta chiar este o valoare pentru care trebuie să lupți, pe care trebuie cel puțin să o apreciezi. Și după aceea am văzut că în 200 de ani de istoria traversărilor în not a canalului Mânecii, erau în jur de 900 de înotători care trecuseră în mod sportiv canalul Mânecii, dar nu era niciun român. Ei, atunci, vă rog să mă credeți că pentru prima dată marea zicală a lui Kennedy întreabă-te ce poți să faci tu pentru țară și nu ce poate să facă țara pentru tine. Efectiv, s-a transformat dintr-un simplu slogan într-o trăire a mea interioară. Și atunci am fost pus în situația să fac ceva cu informația. Și anume să o pun în practică. Mă înham la traversarea nota canalului Mânecii sau nu? Și am luat decizia să fac lucrul acesta în premieră națională și am anunțat lucrul de acesta. De la gând până la înfăptuire a fost, bănuiesc, nu așa, ați lăsat cartea și ați început un antrenament, o chestie specifică, o alimentație, sau înnotați de când vă știți de mic? Nu, niciodată n-am făcut în not de performanță, notam în not de la 10 ani, dar nu am făcut în not de performanță. Și aia a fost prima izbândă, canalul Mânecii? Sigur, dar am avut 3 tentative. Și cât v-ați pregătit? M-am pregătit foarte mult, la prima tentativă 8 luni. Unde? A durat peste tot, am luat toate lacurile țării, la înotat în Marea Neagră, în râurile de prin jurul Petroșaniului, pentru că atunci nu aveam bazin de înot. În 2014 s-a construit un bazin de înot în Petroșani. Acum sunt condiții mai bune, asta la inițiativa domnului primar. Acest bazin îmi și poartă numele, după ce am înotat toată Dunărea, dar aia este o altă poveste. Și m-am antrenat foarte mult, dar nu am reușit din prima. Au fost 3 tentative nereușite pe parcursul a 2 ani, dar eu am crezut în visul meu că pot să fac lucrurile. N-ați rezistat? Sunt mai mulți factori acolo, pentru că cel mai mare dușman este hipotermia. Acolo temperatura este foarte scăzută, 16, 17, 18 grade, depinde de... Da, vă dați cu un soare așa, cu ceva? Există o cremă, mai mult pentru frecare, deci nu te ajută termic la nimic acea cremă. Sunt valuri mari, furtuna, adică pleci pe vreme bună la mijlocul canalului. Și cum ți-i ideea să n-ajungi până Suedia sau eu știu? Trebuie, barca îți dă direcția. Barca... Păi și aia... Nu, ăia sunt specialiști. N-au și ei acolo veste pe ei, sub vestă, vodcuță. Avrame, vino puțin să servește un rom, ceva, o chestie. Marinăresc. Două tentative și pe urmă o izbândă, trei, nu? Tentative, trei, da. Tentative, da. Și... În 2016, după 17 ore de noi și 54 de minute, am reușit să înfig steagul. L-ați bătut pe salatia ăla. Da, la jumate aproape, nu? Da, deși scopul meu nu este viteza. Păi nu e vorba de viteză, dar totuși într-o 150 de ani să înjumătățiți, îl avea sabie pe el, calul între picioare, ce dracu a făcut 30 de ore? Ei, totuși, omul nu era înotător, nu se pregătise special pentru asta. Era un soldat zdravăn și și-a câștigat viața printr-un efort. Dar nu cumva dumneavoastră înotați un pic mai mult ca alții din cauza că nu sunteți așa înalt? Să vă spun ceva, vreau să vă zic. Adică notați cu o secundă, mai trebuie să atingeți dacă ați fi... În majoritatea astora la bazin sunt niște vlășgani. Contează care pune. Bineînțeles, la viteză. La viteză, nu?
O să vă surprinde, cândva și eu am fost mai înalt, dar acum înțelegeți-mă și pe mine. Napoleon și de acum... la Waterloo v-a tăiat puțin. Nu, de la non mi se trage, de la atâta not am intrat și eu un pic la apă, nu? Asta e, că eu not cel mai mult. Foarte tare, foarte tare asta, da. În realitate, notul alungește omul, nu? Sigur că da. Asta mai ales de anduranță, așa că ați zis de viteză, e adevărat, și avem puștul ăsta acum extraordinar de 16 ani. David Popovici, bravo. David, bravo, da. Dar chiar dacă e notă 25, 50 sau 100 și poate au, nu știu, și 5.000 sau care cea mai lungă la bazin, parcă... Ceva de genul, nu? Nu, 1500 la bazin am impresia. 1500? Cu toate astea, i-am văzut și eu când eram copil la Timișoara. Fac și ei vreo 2-3 ore în noapte, așa, în două rulele, câte 20 de kilometri în bazin. Dum. Adică cine crede că un înotător de bazin care are și explozie și cutare și viteză nu face câteva zeci de kilometri la antrenamente... Chiar dacă el înoată semi-olimpicul sau 50 sau suta de metri extraordinar. Și am văzut, toți erau ușor așa spre 1,90. Da. Eu m-am oprit, am făcut și eu un not de performanță, dar când am ajuns la vreo 2,06 metri, zic, bă, cam mult și m-am oprit de not să revin așa puțin cu picioarele pe pământ. O decizie foarte bună. Dar insigna aia ce înseamnă? Că nu văd până acolo. Da, insigna asta este Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler. Este cea mai înaltă decorație pe care un român o poate primi. O decorație acordată de președintele României în urma tuturor performanțelor mele și nu atât a performanțelor, cât a impactului pe care... l-a avut parcursul meu în rândul generației tinere. Deci Steaua României în grad de? În grad de cavaler. Da, deci statul român... Cred că o să mi-o acorde cineva vreodată mie. Păi haideți să vă spun. Statul român practic nu prea sprijină astfel de călătorii extreme ale românilor, dar pe de altă parte eu nu mă plâng pentru că mă bucur de aprecierea românilor, mă bucur că românii au rezonat cu ceea ce fac și această decorație nu este întâmplătoare. Ea vine pe fondul faptului că de la comuna mamei mele și până la județul Hunedoara am primit toate titlurile de cetățean de onoare, deci sunt cetățean de onoare al comunei Întorsura, sunt cetățean de onoare al municipiului Petroșani, cetățean de onoare al județului Hunedoara, iar această decorație vine doar să încununeze această recunoaștere. Mulțumesc tuturor, mai ales primarului din Petroșani, care a fost alături de mine și se mândrește și da. Dumnealui. Și eu sunt numele... cetățean de onoare al municipiului Timișoara, dar n-am intrat în posesia... Da, felicitări. Mulțumesc frumos, da. Da, se aduc o anumită bucurie. Evident. M-am bucurat și mai mult, cel mai mult țin, deci dintre toate titlurile, țin foarte mult la o plachetă pe care am primit-o din partea primăriei din Târgu Jiu. La vremea aceea când am trecut în not canalul Mânecii, am notat pentru cumințenia pământului, adică am atras și eu atenția asupra subscripției publice pentru achiziționarea ei. Și am fost foarte apreciat de un viceprimar foarte inimos de acolo, Adrian Tudor, care este... Da. Sunt bun prieten, da. Da, el este mare iubitor de artă brâncușiană. Și un exponent de bază al verzilor acolo, da. Mă rog, nu știu detalii eu. De genul acesta. Vă spun eu detalii. Eu l-am apreciat ca om. Da. Este a plecat spre... cultură, spre tot ce înseamnă zona asta a educației, a viitorului nostru, pentru că până la urmă, una peste alta, sunt nenorociri pe care omul se face politicianul că nu le vede. Acum profită cumva toată politica mondială de povestea cu COVID-ul, dar
Cred că ați simțit pe pielea dumneavoastră toxicitatea apei și poluarea ei. Calitatea aerului, care este absolut execrabilă la ora asta. Deci, dioxidul de carbon, cred că e îngrijorător. Poate mergeți și pe lângă Petroșani și pe acolo și vedeți că ce creștea odată nu mai crește, pesticidele ucid și ele, samavolnicia pădurilor, tăierilor lor și această irresponsabilitate, cel puțin într-o țară dăruită de Dumnezeu cu codrii, practic ne face să nu vedem o extinție în masă. Pentru că dacă îi pui unuia o pernă pe față, cred că după două minute moare, da? Cam așa se întâmplă. Unul zice, am o depresie, nu pot să respir. Asta înseamnă, pentru că bioxidul de carbon se duce sus și el nu se duce până în galaxia Gutenberg. El se așează ca într-o plapumă așa și într-o zi o să ne scarpine pe cap bioxidul de carbon. Da. Se simte chestia asta. Aveți și Orășanu simte cel mai tare când se duce sus pe munte. Da, sau de asta cel care el va decora actualul locatar de la Cotroceni? Da. Bravo lui. A făcut și un lucru bun, înseamnă. Sigur. Dar când te duci acolo sus pe munte, Orășanu, aprinzându-și o țigară așa. Ce aer. Și te ia amețeala. Am ajuns să mă plimb câteodată prin pădure pe aici, pe lângă București, pe la 6 dimineața. Deci pur și simplu ies zăbăuc de cap de, dacă oxigenul este mai curat. În apă se simte deja o... Vedeți peștii, balenele, delfinii care ies pe mal și da, așa este, își dau duhul. Nu este că a venit un bau-bau și îi sperie. Bă, noata Avramiancu, să fugim pe plajă toți. Nu, este o nenorocire. Da. Iar pământul, am trecut pe la Dăbulen, pe la astea pe acolo. Deci zici că ești în Sahara, unde era patria pepenilor, da? Nisip cu kilometri pătrați. Sigur, trebuie să avem grijă. Așa este, am simțit pe propria piele. Păi putem face ceva. De exemplu, eu în 2017 am recitit Pilotul de pe Dunărea lui Jules Verne și am zis să dau viața acestui roman într-un mod mult mai inedit. Dragi copii, un exemplu viu de ceea ce înseamnă și auzim de multe ori eroii ne inspiră. Deci domnul Avram Iancu a citit o carte, s-a aruncat în Marea Mânecii. A citit altă carte și? Și se împlineau și 10 ani de când România aderase la Uniunea Europeană și am zis, măi, ce frumos ar fi să înot toată Dunărea de la izvoare și până la vărsare, mai cu seamă că nouă ne-a fost dăruită. Până în Germania, la Pădurea Neagră? Da. Deci sunt singurul om din lume care am înotat toată Dunărea, de la izvoare la vărsare, fără costum de neopren, de protecție. De asta spun că aveți dreptate da, când ziceți... În Munții Pădurea Neagră iese așa, Dunărea e un fir de apă. Donaueschingen, acolo unde se unesc cele două râuri, Brig și Briga. Dată, nu? Exact, nu da, și acolo apa este până la genunchi. Dar am notat toată Dunărea, așa cum ziceți. Și unul dintre mesaje chiar ăsta a fost să avem grijă de apele noastre, pentru că așa cum eu înot fără neopren acum, da, și copiii copilor noștri să înoate tot așa. Ce carte a citit Avram Iancu de a zis, stai mă să merg și la Polul Nord? Nu, la Polul Nord ce erou ideea... v-a inspirat să mergeți 600 km pe nămeția de... Cursa aceasta a devenit foarte celebră datorită altor români destoinici. Și altor nebuni. Exact, frumoși. Că așa e bine să fii nebun, frumos. Acolo nici neoprenul nu te mai ajută. Cât, media cât era, minus? Minus 32 de grade, dar temperatura resimțită este mult mai scăzută, și pentru mergea, că bate vântul foarte tare. V-ați simțit bine în slip doar, așa, fără... Acolo am fost cu foarte mult echipament de protecție, ceea ce este foarte bine. Dar cum s-a născut ideea? Înotând toată Dunărea, revenind la gânduri, m-am gândit și așa, păi, dar oare un om care înoată 3000 de kilometri, oare poate să termine și el cursa aia? Și oameni buni, ca să găsești răspuns la întrebări, trebuie să intri la acțiune. Așa că m-am dus să văd și mă bucur că doar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit nu numai să termin, ci chiar pe locul 3 am urcat pe podium. Deci, prin credință și dacă vrei cu adevărat orice este posibil. Da, ați dus cursa până la capăt sau? Da, păi asta vă spun că am terminat și am urcat pe locul 3, sigur.
Am zis că au fost și două femei sau doamne sau... Da, românce? Sunt și... din păcate n-a reușit să termine nicio româncă, dar sunt patru români care au terminat și sunt și eu printre cei patru. Acolo cine patru. E? Tibi e specialist, Tibi nu? Ușeriu, da, el datorită lui este celebră această cursă. Cred că iarna asta în București și în multe orașe din țară o să stabilească mulți români recorduri prin apartamente, cel puțin. Mergând la 0 grade. Da, am auzit că și prin Timișoara sunt ceva. Vai de capul meu. Deci eu o să fiu solidar cu ei pentru că pe 1 decembrie al fiecărui an eu încep antrenamentele pentru sezonul următor. Și exact așa încep. În spatele casei am un pârâu, se numește Malea, și acolo intru în fiecare dimineață și îmi fac înviorarea, indiferent de temperatura. Am crezut că pe fiecare 1 decembrie sunteți la Timișoara, nu știu de ce am avut... Nu. Malea, de unde e numele ăsta? E numele pârâului Malea. Nu m-am gândit să aflu păi exact. Mergeți la bibliotecă și data viitoare o să ne spuneți de unde. Da. Mulțumesc frumos, domnul Iancu! Cu mare drag! Și pentru că tot am venit din Ținutul Momârlanilor, tocmai de la Petroșani, am făcut ceva efort, frâne, ambuteaje, chestiuni, v-am adus și două cadouri. Am scris o carte de excepție, Schimbarea ești tu, un volum motivațional. Și aici aveți toată povestea și v-am adus și casca mea oficială de înot, să aveți când mergeți la bazin. Asta? Da. Și cum se pune? Așa sau așa? Așa, așa. Băgați mâinile. Cu creasta așa? Da, da, da. Așa. Foarte bine! Bravo! Bravo! Ne mai vedem! Publicitate. Să ne înțelegem, dragi prieteni, încă sunt câțiva puțini care nu pricep despre ce este vorba aici și comentează invitați, mai ales din zona politicului. Să vă spun foarte limpede, aici nu este la mine acasă sau la dumneavoastră acasă să chem pe cine simpatizați sau simpatizez. Sunt dator față de tot publicul telespectator să invit pe toată lumea, din toate zonele. Și când vorbim de politică, din toate partidele. Ca să fie foarte clar, suntem echidistanți în acest loc, la Prima TV, în această emisiune, față de toată lumea. La mine acasă mă mai gândesc cu cine fac un grătar și cu cine beau un șpriț. Adunați-vă în jurul telefonului, pentru că emisiunea ar fi bine să o urmăriți începând cu ora 8, pentru că o mică întrebare va ateriza acum prin telefonul cuiva și al nostru vis-a-vis de ceea ce urmează. Nu uitați la SMS 1789, dumneavoastră vă înscrieți permanent un soft, un cuvânt pe care nu știam acum câteva sute de ani, vă registrează. Colegii mei în acest moment sună pe cineva și un mic amănunt din emisiune, ceva foarte, foarte ușor, vă pune în ipostaza să vă alegeți cu ceva. Și vă voi explica acum de unde. De aici. Asta este dulapul lui Aladin, dulapul fermecat. Trebuie să fiu puțin atent când vorbesc. Deci este vorba despre jocul, cum îi spun eu, dar la 1789 SMS dumneavoastră trebuie să scrieți cuvântul concurs sau nici nu știu cum el. Spuneți pe gură, habar n-am. Și nu e treaba mea. Treaba mea este să vă explic ceea ce urmează. Pe toate aceste cuburi, pe spatele lor se află ceva. Un obiect.
trei dintre ele se află înscrisă o sumă. Astăzi 10.000 de euro. Mă gândesc poate spre sărbători să creștem o leacă ștrocul și să ajungem un pic mai sus, că doar v-am obișnuit cu acest gen de activitate, începând cu prima zi de când am înființat o altă mișcare mediatică, să zic așa. Acum, despre ce este vorba? Asta e important. Cine nimerește un cub pe care scrie 10.000, îl poate cere și pe al doilea și pe al treilea. Dar vă explic imediat când o să vă fac proba că totul se află aici. Așa va fi de fiecare dată. Deci nu sunt șmecherii, totul este în direct, nu sunt montaje, nu este nimic. Am un pitic mic însă care schimbă, dar este atât de mic că nu-l văd nici eu. Nici albă ca zăpada nu l-a văzut. Deci este al optelea pitic care schimbă tot timpul câte ceva acolo în spatele. Această frumoasă moldoveancă pe care o cheamă Alexandra Cârlan, dacă vă vine să credeți. Și este mai mult decât moldoveancă, este bucovineancă, nu? Din Suceava. Din 1775. 1775. Vă dați seama ce bine arată? E, nu e o bucovină. Da. Atunci s-a înființat Bucovina, nu? Trebuie să-mi revin puțin. Un mic spot, dragi prieteni, și la telefon, imediat. Să vedem cine este la telefon. Alo? Da, bună ziua. Vă rog. Să poate să fie și ziua. Să poate să fie și ziua, dar că sunteți undeva pe un alt fus orar. Sunteți în România? Da. Bravo. Cum vă numiți? Zece Marian. Marian. Știi despre ce e vorba, nu? Da, am urmărit. Bine. Cum mă cheamă pe mine? Domnul Florin Călinescu. Bă, Florin Călinescu era de ajuns, că mi-au șters ăștia cu domnul, cu lama de ras. Da. Mulțumesc frumos, Marian, mulțumesc frumos. Uite, dacă îți spun eu Marian, poți să-mi spui Florin, Florine Călinescu, Florică, Nea Florică, Florel, Florian. Bun. Acestea fiind zise, dragă Marian, mă bucur că m-ai recunoscut. Te rog să te uiți la acest dulap, să ne apropiem puțin de el cu camera. Mai mărim puțin, așa. 1, 2, 3, 4. Mai ne trebuie un rând, 5 rânduri să vedem. Perfect. Așa. Și te gândești la un număr, da? La 17. 17 este lângă mine! Cuptor cu microunde. Un cuptor cu microunde pe care ni-l oferă firma Altex. Bravo, bravo. Deci aveți ce face cu el? Bineînțeles. Bineînțeles. Deci rămâneți pe telefon ca să facem și proba unde se aflau banii și colegii să vă spună cum primiți acest cuptor cu microunde. Ah, m-am pus aici. Din obișnuință în spatele dulapului pentru că eu personal pun aceste cartonașe pe care le schimb, bineînțeles, de fiecare dată cu o secundă înainte să intrăm în jocul respectiv. Deci, Mariane, e clar, nu? Aici era, aici era și aici era. Și e clar pentru toată lumea, da? Dar acest frumos cuptor cu microunde care îți va prinde bine, va ajunge în posesia ta. Colegii îți vor spune cum se procedează, da? Da, mulțumesc. Mulțumesc frumos, Mariane. Asta este, dragii mei. Deci, o să facem poate și de două ori pe seară, deși am o vârstă. Nu râdeți, mai.
Deci sunteți singurii care ați râs, adică m-ați înțeles sau treceți voi prin chestia asta? În sfârșit, să-i mulțumim frumos, Alexandra, pentru că are drum lung până la Suceava. Rămâi în București azi? Rămân. Nu reușesc să aflu unde rămâne, dar nu e treaba mea. Cine află, vă dați seama, are alt premiu. Mulțumesc frumos, Alexandra. Mulțumesc și eu. Da, deci asta a fost povestea cu joculețul acesta. Vă asigur, când se va întoarce primul cartonaș cu 10.000, o să intrăm cu toții într-o trepidație interesantă. Doamnelor și domnilor, acum îmi face o deosebită bucurie să o invit în scenă pe o domnișoară care este o bucățică din inima mea. Ea se cheamă Sara Maria Ardeleanu. Bună seara, Sara. Bună seara, Sara. Bună seara, mulțumesc mult de invitație. Sara este un copil pe care acum 2 ani de zile l-am premiat cu un buton de aur într-o altă emisiune. Și mă bucur că acel lucru a făcut posibil să aprofundezi cariera, nu? Da. Atunci nu erai la liceu de coreografie? Încă nu, eram clasa a 4-a atunci, dar de anul trecut am intrat la liceul de coreografie. Și acum în ce clasă ești? Acum sunt clasa 6-a. Dumnezeule, deci vă dați seama despre ce este vorba. Am văzut pe destinul tău biografic că figurează și postaza de cântăreață? Da, de anul acesta am intrat, am reușit performanța de a intra într-un mare musical la opera comică pentru copii, School of Rock. School of Rock. Da, unde cânt, dansez. Deci actorie, da. Cânt și dans. Da. Dar peste 10 ani, când sper să te am invitat, era să zic la Belu, da, să vii să-mi pui o floricică acolo, promiți? Da. Peste 100 de ani. Da? Da. Dansul va fi pe locul întâi? Mereu. Dansul este pasiunea mea și face parte din mine. Bine. E normal. Dansul e normal la vârsta ta. Era un cântec odată. Te rog frumos. Sara Maria Ardeleanu.
Bravo! Schimbarea ești tu, a scris Avram Iancu, schimbarea sunteți dumneavoastră, ne găsiți marți, miercuri și joi de la orele 20 aici, Florin Călinescu Show, deci și mâine neapărat pe prima play găsiți toate programele, inclusiv această emisiune, cei care sunteți pe toate play-urile lumii. Vă mulțumesc frumos, pe mâine! Acest program poate fi urmărit și pe primaplay.ro.